primele noastre invitate sunt micuțe, talentate, drăguțe și foarte stilate. Este vorba despre fetele din ansamblul de copii Acadele. Ne cântă imediat, după care o să vorbim cu cea care le conduce, să zic așa, cu o mână de fier sau nu, aflăm numai după ce fetițele ne cântă. Niște adevărate Acadele. Mă îndrept aici către canapea pentru a o saluta pe doamna conducătoare artistică, Alina Ureche. Bună seara, Alina! Bună seara și bine v-am regăsit în această lună frumoasă. Exact, și în această formulă, în această ipostază, da, a ta. Cum îți zic fetițele, doamna Alina? Da. Așa te numesc. Așa vă numesc. Cum ai preluat rolul acesta de conducătoare artistică a acestui Vreau ansamblu? Să-ți spun că de câți ani sunt ele la mine? Cred că ăsta e al treilea an de Așa. Când noi muncim împreună cot la cot. Când au venit la mine erau chiar pitice, zic eu, erau mărunțele.
erau elevii clasei a treia. Acum sunt fete mari, sunt deja clasa a cincea. Așa. Sunt domnișoare. Deja, domnișoare. Zic eu că este bine pentru că muzica dezvoltă nu doar copiii, dar și pe cei mari ne dezvoltă. De asta zic eu că e foarte bine și mai ales dacă copiilor le place. Pentru tine, cum a fost acest rol și cum este acest rol? Și care sunt, nu știu, greutățile? Din start, după ce am absolvit conservatorul, am fost repartizată, zic eu, și am fost lector la Universitatea din Bălți un an de zile. Și am lucrat cu ăștia mai mari. Și îți dai seama, am avut studenți și de vârsta mamei mele. Vai. Adică era cam complicat. Și eram obișnuită, cum să-ți spun, altă atitudine ai, altfel te comporți. Uite, când am fost invitată de doamna Nelly Berezovski, directorul liceului nostru, Mihai Viteazu, aici a fost puțin mai complicat. De ce? Pentru că din start mi-era cam, aveam niște greutăți, zic eu, pentru că nu eram obișnuită să lucrez cu copii, mai ales la o vârstă fragedă copii. Și, dar eu i-am învățat pe ei și m-am învățat și eu, zic, că ne-am învățat împreună să lucrăm. Mai ales că eu le dau copiilor și dragostea și de muzică populară. Încerc să le insuflu, pentru că acum, din păcate, ce ascultă tineretul este altceva, dar oricum trebuie să rămânem la cei al nostru, cei de valoare și cei de suflet. Cum ai sesizat, observat tu schimbarea fetițelor în timp, iată, în acești 3 ani? Cum erau ele la început și cum sunt acum? Cum le-a ajutat muzica? Le-a ajutat muzica foarte mult, mai ales sunt mai deschise, nu mai au atâtea emoții. Deja când le spun de televiziune, nu mai au, din start, prima dată când mi-am spus că mergem la o televiziune, erau cu mari emoții, aveau, îmi spuneau că au ceva în burtă, știi? Oh. Acum nu mai au din astea, acum sunt bine mersi, din contra, știi cum? Vor să se mai rujeze, se mai aranjeze, așa, să arate bine la ecran, vor să fie altfel. Deja-s domnițe, zic eu, și asta e foarte bine să le dăm dragostea asta. Cred că o să crească foarte frumos și foarte cochet, așa cum e și normal. Dar băieți avem sau nu? Am în alte ansambluri, mai am și băieți. Am un ansamblu de muzică populară cu Nunița, care sper că o să venim și cu ei, dar suntem cam mulți la număr, suntem vreo 30 și... Încă pe. Eu mă bucur foarte mult. Deci sper că o să venim și cu ei, acolo am și niște flăcăi. Așa, da. Frumos. Alina, spune-ne un pic și despre repertoriu. Ce gen de melodii cântă fetele? De unde vin aceste melodii? Deci, uite, au și cântecele lor, care împreună cu domnul Octavian Coteț, care lucrăm, deci lucrăm împreună și au și cântă piesele lor, dar avem și piese, de exemplu, Roata Morei este un cântec popular care l-am preluat, i-am dat așa o haină mai nouă și ele se simtă bine și să nu uite de valori și de tradiție. Așa. E mai ușor să lucrezi, sau nu știu dacă e ușor, sunt receptivi compozitorii când vine vorba de a scrie piese, melodii pentru ansambluri de copii? Cum să-ți spun, depinde. Depinde foarte mult de ce vrei tu să-ți compună, adică să-ți scrie. Și aici tematica foarte mult contează. Acum vezi că ei își doresc mai mult să cânte despre toate tehnologiile astea noi, despre fițe, nu știu ce. Și eu le-am zis, rolul vostru acum este să învățați. Veți avea timp de toate. De toate. Așa. Veți avea timp. Acum este, voi trebuie să învățați și să fiți eleve bune. Deci tu te împarți între mai multe ansambluri, între mai multe echipe de copii, să zic așa. Cum reușești și unde îți place mai mult? Ai anumite preferințe? Știi cum e. Câteodată vrei să lași mânele în jos și zici că nu te mai duci pentru că ești obositor, pentru că sunt copii. Copii mănâncă multă energie. Foarte multă, mai ales când ești în servici de dimineață, ești ca profesor toată ziua la servici, când trec prin tine vreo 200-300 de copii și e foarte obositor pentru că e o energie pe care noi trebuie să le dăm lor și ei doar absorb din noi. Uite că e mai greu, dar încerc pentru că și cred că și-mi reușește, pentru că îi văd mulțumiți, îi văd cu bucurie și asta mă bucură, mai ales că acum ele din vacanță am venit la emisiune, știi, asta mă bucură și faptul că ele au o mini-vacanță, zic eu, dar își doresc să facă muzică mai departe.
e cam complicat, dar când le vezi zâmbetul la copii, am copii și mai mici cu care lucrez, și când le vezi zâmbetul, când vezi că tu intri și toată lumea te strânge așa în brațe, parcă îți dă o energie pozitivă. Ce chiar frumos. Îți dă o energie pozitivă, da. Cred că este o experiență specială și că te-a dezvoltat mult această experiență. Foarte mult, de a fi conducător mult. Artistic. Foarte mult, acolo știi cum e. Ei observă tot. Dacă noi nu prea observăm maturii unele schimbări, uite, ei observă. Cu ei nu poți să fii și mai e ceva. Copilor le place să fii întotdeauna altfel. Să nu fie aceeași. Să nu te repeți. Da, să nu te repeți, să fie monotonă. Alina, vrem să le vedem și să le ascultăm încă o dată pe fetițe. Mare drag. Așa că vă mai așteptăm la noi și celor, sigur, cu drag, celor de acasă le spun că ansamblul de copii Acadele o să ne cânte o piesă dedicată mamelor. O să ne placă la sigur, așa că le admirăm în continuare. Cel mai